Eu sunt o floricică. De ieri abia îmi floresc. Să nu mă lupi, copilo, nu vreau să mai trăiesc. Nu te uita că-s mică. Sunt mic într-adevăr, dar sunt o floricică și pot visa un cer. Însă de fiecare dată, când cineva încerca să spună adevărul, nu știu cum se face, că nu a fost auzit. În timpul vieții, cel puțin. Și nu este doar de unii de alare. Am dorit să spun doar patru versuri din propoezie adresată fratelui român de peste tot, a Leonidei Lare. Atunci, cu mine închin să mergi, încerci pe libertate, nu da Român în român, nu da cât ți este frate. Dumnezeu să fie iertat. Rămâne până la urmă. Este o pierdere importantă pentru toți cei care i-au fost prieteni, au apreciat-o, sau au fost însuflețiți de Leonida Lari, dar sunt convins că forța personalității sale își va păstra rezonanța în sufletele noastre. Pentru mine personal, ca și pentru toată lumea, a fost un model de bărbăție, de curaj, care a luptat pentru tot ce avem noi mai sfânt, pentru libertate, limba română. Pentru mine personal, ca și pentru toată lumea, a fost un model de bărbăție, de curaj, care a luptat pentru tot ce avem noi mai sfânt, pentru libertate, limba română. Ne ducă să răzbatem prin șiragurile de milițieni pe atunci, să desfac aceste șiraguri și să mergem după ea cu poezia ei, cu conceptul ei despre ce înseamnă libertate, despre ce înseamnă viață adevărată și idealul nostru comun pentru unirea neamului. Femeie eroică pentru moldoveni, pentru românii din Moldova. Să fie tot lumea așa ca cum a fost Leonida Lari. Adevărul de a promova românismul în Republica Moldova și suntem noi cei care acele visuri pe care le-a avut ei unirea să o realizăm în timpul cel mai apropiat. Ea va rămâne, cred eu, și să lupte și mai departe prin ideile ei, prin idealurile ei, prin ceea ce a vrut ea să promoveze frumos și sfânt pe acest pământ. A fost o adevărată patriotă acestui ținut și noi așa îi vom păstra în suflet și în cuget memoria ei. Și fie că-mi ies sau nu.